Salutări la toată lumea, sunt Mihai de la Renu Garaj și astăzi o să vă prezentăm noua noastră jucărie pentru făcut reglaje la sistemele audio. Teoretic, aparatul acesta este un tester pentru sistemele audio, cum scrie și aici, The Ultimate Professional Audio Test Kit. Este un kit din America de la Audio Control. Haideți să vă arătăm ce este în valijoara asta și ce face jucăria dinăuntru. Haideți să vedem ce avem în interiorul valijoarei. Avem un manual cum se folosește aparatul ăsta. În manual ne arată softul, componentele din untru cutie, microfonul care este fiecare, exact ce face fiecare lucru de pe el, la care o să revenim imediat. Jucăria în sine, această cutiuță, Permite conectarea diferitelor device-uri din cutie, cum ar fi microfonul, niște test, test leads, niște fire de testare și un control Bluetooth cu care ne putem conecta la device din mașină, cum ar fi la player. Și ce face jucăria asta miculuță? Poate analiza semnalul care iese din player să vedem exact unde avem distorsiuni. Putem să conectăm playerul direct la aparatul acesta prin diferite conexiuni, ca să zic așa. Unbalanced, digital, speakers. Cu acestea de aici, unbalanced, balanced, pardon, putem să ne conectăm la sistemele de casă, deci putem face cu el și reglajele fine pentru un sistem de casă. Și ce mai știe să facă? Știe să fie voltmetru, putem să verificăm exact ce voltaj iese pe RCA-urile playerului sau pe ieșirile uh, difuzoarelor din player, putem să măsurăm exact voltajul care ne iese. Uh, este RTA, adică putem să facem real-time analyzer, putem să analizăm uh, live semnalul care iese din player și să vedem exact semnalul lui și să putem să-l corectăm pe baza acestor lucruri. SPL meter, ceea ce înseamnă că ne permite să măsurăm exact ce putere avem în mașină. Așa, polarity checker, adică putem să verificăm polaritatea difuzoarelor cu ajutorul microfonului, putem să-l punem aproape de difuzare și acesta va emite un sunet și vom putea vedea dacă difuzorul respectiv are polaritatea corectă cu celelalte difuzoare sau este greșită. Și avem un osciloscop încorporat în el, care ne permite să vedem exact calitatea semnalului, să vedem punctele de clipping din player, până unde poate putem da playerul tare și fără să avem semnal clipuit, să avem distorsiuni, și din amplificator aceeași chestie, să vedem semnalul dacă este curat, până unde este curat, ca să facem reglajul să ne bucurăm de tot semnalul curat din fiecare device, cum ar fi din player, amplificator și ce mai avem noi prin mașină. Putem conecta diferite uh, lucruri la el, cum ar fi din aceste accesorii, inclusiv un control Bluetooth cu care ne putem conecta din el direct în Bluetooth-ul mașinii sau al playerului. Și prin chestia asta vom face tot ce înseamnă de semnal din el, pentru că are încorporat înăuntru tot ce înseamnă partea asta digitală, poate trimite semnalul el către uh, sursă și noi putem analiza semnalul care iese din sursă prin diferite conexiuni și modalități. Cu aceste lizuri putem să ne conectăm la speaker level și putem să vedem semnalul când iese din amplificator sau din player, exact ce calitate are, ce voltaj are și pe baza acestor lucruri putem regla sistemul să fie corect și corespunzător fără să distrugem difuzoare, fără să avem probleme în sistem. Microfonul acesta miculuț se conectează la microfonul lui și putem să ascultăm difuzoarele să vedem polaritățile, putem să facem reglajele rta să ascultăm semnalul din mașină și pe baza acestui lucru să facem corecțiile din procesor. După cum se vede aici, se poate pune un microfon mult mai mare, pentru că acesta vine, dacă nu înșel, cu trei microfoane, se poate alege, acesta este standardul cu care vine, unul mai mare care este mai fin pentru reglaje și încă unul care este ceva mai șmecher. Cutiuța aceasta are baterie încorporată înăuntru, se poate încărca, se dă drumul de aici, de la butonul de POWER, se ține apăsat, pornește și în momentul de față putem să ne conectăm și să dăm drumul la reglaje. Înăuntru ce ne mai vine aici îl punem pe ăsta puțin deoparte. Acesta este cablajul pentru microfon, pentru a face conexiunile din device în microfonul acesta miculuț. Niște cabluri RCA-uri, care astea sunt puse de uh, cei de la Bilaud ca să le avem aici pentru că s-or fi pierdut sau nu venea cutia cu lucrurile de genul ăsta. Un adaptor pentru că device-ul acesta este din America. Uh, USB la USB uh, în funcție de felul în care dorim să ne conectăm la device și sau dacă vrem să scriem, spre exemplu, pe un uh, uh, DSP de la Audio Control cu amplificare putem să folosim direct jucăria asta cu microfonul și un USB din jucărie în amplificatorul cu DSP, cel de la audio control și putem să scriem tot ce înseamnă corecții direct, să facă el șmechere la chestia asta. Ce mai avem aici? Un încărcător auto, în caz că rămânem fără baterie la jucărie și să nu stăm să scoatem, să-l băgăm în priză, putem să ne conectăm direct la bricheta mașinii. Încărcătorul propriu-zis, cu priză de America cablu de date de la device direct la calculator. Apropo, să mai are o chestie eșmecheră, putem să ne conectăm prin Bluetooth ul acesta, cu o tabletă care are Android sau iOS și putem să instalăm aplicația direct pe tabletă aceea, să facem corecțiile de pe tabletă, fără să avem nevoie neapărat de un laptop. Și putem să stăm cu tableta, să ne plimbăm pe lângă mașină fără nicio problemă, să facem jocurile necesare și cu tableta în mână putem să vedem exact ce se întâmplă. Asta le-am arătat. Astea sunt alte lizuri pentru conectică pe RCA-uri, pe, pardon, pe rca pe Digital Out, unde putem să vedem exact dacă unele procesoare au Digital Out și nu te poți conecta acolo ca să poți să vezi exact ce se întâmplă. Și cam atât am cutiuța aceasta. Mai avem un small, o chestie de asta miculută de plastice ca să putem să le dăm la o parte plasticelele, să ne facem reglajele sau putem să o folosim exact pentru reglajele amplificatoarelor, să te joci direct la ele. Pac, 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 dai mai tare, mai încet, mai tare, mai încet, că nu e volum. Să umbli la gain-uri, chestiuni de genul reglaje fine. Mate fine, nebunii. Cam atâta este în cutie. Le punem pe astea miculuțe înapoi. Pe ăsta, haideți să vedem ce avem pe el. Avem așa, locația unde se... putem să-l stingem, că nu e nevoie în momentul de față de el. Tot așa se ține apăsat pe power, se stinge singur. Power-ul când e pornit, LED-ul de charge când se încarcă, USB communication când avem USB-ul conectat la el, se aprinde LED-ul la acesta să ne înștiințeze că comunicarea este bună. Aici conectăm microfonul cu lidurile respective pe care o să-l folosim când facem reglajele. Aici dacă avem un sistem de casă cu niște jack balanced și putem să verificăm să vedem Uh, calitatea semnalului dintr-o stație de casă Unbalance line putem să băgăm merceaurile aurile playerului direct înăuntru și să vedem semnalul care ne intră Sau uh, ce, ce semnal iese din player, voltaje, chestiuni, trestiuni. Digital out pentru conexiunile amplificatoarelor mai deștepte Chiar dacă sunt cele uh, originale care vine mașina Sau dacă avem procesoarele cu fibra optică, chestiuni de genul Ne conectăm direct din el din partea aceasta, direct în amplificatoarele alea care sunt mai deștepte decât noi. Option port, aici se conectează modulul acesta de Bluetooth și lucrează prin Bluetooth, iar la speaker level conectăm ieșirile care ar trebui să ducă teoretic la difuzoare și vedem aici semnalul, voltajul semnalului, calitatea semnalului cu osciloscopul, toate lucrurile de genul ăsta de aici ne afișează pe grafic dacă vrem rezoluție mai mare sau mai mică ca să vedem exact ce se întâmplă. Haideți să-l conectăm a, pe partea asta la altă USB-ul care se conectează direct la laptop sau calculator. Alimentarea, sursa de încărcare, butonul de power și nimic altceva de jur împrejur. Metalic, foarte sănătos, calitate foarte bună. Chiar nu ți-e frică dacă scap din mână că se va întâmpla ceva. Nu știu ce este înăuntru, nu vreau să-l desfac, nu vreau să stric jucăria noastră și o să folosim pentru tot ce înseamnă parte de audio. Că ai mașină de SQ, SPL, SQL, indiferent pentru ce. Dacă ai probleme cu sistemul, jucăria asta îți arată imediat ce problemă ai și unde. Haideți să-l conectăm la un calculator și să vedem exact pe softul lui ce anume știe să facă și în ce fel. Ok, acum hardware-ul hardware este online la încă este aici cu noi. Bun, suntem conectați la soft, dăm OK și așa arată interfața acestui tester. Avem un felul următor voltage meter aici putem cum v-am zis să dăm drumul la un anumit sunet prin player și să vedem exact pe RCA-uri ce voltaj iese. Alegem noi un sunet pentru că asta este zona de test tone are incorporată înăuntru în device tone generator ceea ce înseamnă că putem să alegem noi ce frecvență vrem, spre exemplu la partea de subwoofer putem să alegem 40 de Hz, mă rog, așa. Uh, sine wave, un semnal frumos, îi dăm drumul la sunet și putem să verificăm exact ce uh, voltaj ne iese. După cum știm cu calculele cu toate cele, am mai arătat chestia asta în niște episoade mai vechi, Putem să aflăm exact ce voltaj ne trebuie pentru partea de RCA-uri, ca să-i, partea de RCA-uri, voltajul pentru difuzor, ca să ne dăm seama exact ce putere trebuie să avem, la ce frecvență. Și pe baza acestui aparat putem să dăm noi drumul la sunet și putem să vedem exact, să reglăm voltajul pentru difuzorul nostru, pentru puterea de care are nevoie. Putem să generăm și Pink Noise, este un sunet care conține toată gama de frecvență pentru a face reglajele și semnal square wave. Nu e sine wave care vine așa, square wave e bum bum bubuie și în fine. De unde putem să selectăm și aici cât să iasă, putem să dăm mai tare mai încet în funcție de cum facem reglajele fără să ne dăm seama. RTA-ul. RTA-ul aici, după ce conectăm microfonul și toate cele, vom vedea graficul de frecvență de la 25 de Hz, aparent, până la 20.000 de kHz. Putem să alegem uh, scara verticală câți decibeli, dacă sistemul este mult mai gălăgios, putem să alegem... Aute, și Cristi a trimis o fotografie. Uh, putem să alegem exact până la câți decibeli și putem să vedem exact semnalul care iese din... Uh, player sau din amplificator sau semnalul pe care îl avem în difuzoare din procesor și putem să ascultăm cu microfonul respectiv gama completă de frecvențe să vedem unde avem găuri în sistem și să facem corecțiile necesare. Aici putem să alegem noi câte corecțiile, cât de multe detalii ne dorim să vedem. Speed-ul, cât de repede să se miște toate cele, foarte repede... Mediu sau slow Ok aici putem să Folosim microfonul pentru a ne da seama Câți decibel avem în mașină Ne jucăm și cu partea asta Polarity checker, aici putem Să verificăm noi difuzoarele Semnalul dacă este egal între difuzoare dacă avem pozitiv pe ambele difuzoare stânga-dreapta sau este greșită vreo polaritate în sistem ca să ne dăm seama unde avem o problemă dacă nu se aude cum trebuie sistemul dacă nu suntem mulțumiți și osciloscopul aici putem să verificăm calitatea semnalului să vedem porțiunile de clipping adică cât de tare poți să dai un amplificator cât de tare poți să dai un player până ajungi în clipping unde semnalul nu mai este sinusoidal curat și frumos și avem Uh, puncte de clipping, liniuțele drepte care acel semnal distruge difuzoarele și pe baza acestui lucru putem să reclăm playerul exact în punctul în care se aude cât mai clar și cât mai bine și un amplificator exact în punctul în care s-aude cât mai clar și cât mai bine Pe toate chestiile astea aici putem să selectăm microfonul, balance line unbalance uh, line, speaker cele pe care vi le-am arătat mai devreme modalitățile de conectare. Da, putem să selectăm diferite lucruri aici. Bateria în partea asta, la altă 48 de V trebuie să fie activat atunci când folosim microfonul, altfel nu va merge cum trebuie. 31% aici este bateria. Videos. Dacă selectăm videos, ne duce direct pe pagina de YouTube de la Audio Control, unde aici ne poate arăta lumea exact ce anume trebuie să facem să facem reglajele la amplificatoare, procesoarele cu DSP, convertoare de sunet de la audio control, etc, etc, etc. Orice informații avem nevoie, le găsim efectiv la un clic distanță. Uh, tools, aici pentru a reseta hardware-ul, aparatul, să uh, facem un update la firmware, limbi, engleză, chineză și spaniol. Cam așa arată interfața, nimic exagerat, nimic dat peste cap să stai să te pierzi cu ziua întreagă în tot ce înseamnă reglaje, și chestiuni. Pe baza acestor lucruri ai absolut totul la îndemână pentru a face reglajele corecte și corespunzătoare la un sistem audio fără să mai existe îndoiel că domne, așa cred eu că se aude bine, așa mi se pare mie că se mișcă difuzorul. Ai efectiv un device care zice până aici poate mai mult de atât, n de unde. Este o super sculă, o găsiți la cei de la Bilaud, din câte știu eu, una singură au avut și este la noi și va rămâne la noi că am achiziționat-o noi, nu ne interesează cine mai are din țară, ne lăudăm și noi pe partea asta. Și tot ce înseamnă de amplificatoare de la audio control le găsiți tot la cei de la Bilaud, vor mai aduce și alte lucruri interesante, vor fi și multe mai, mai multe lucruri mișto și abia așteptăm să le testăm. Următorul episod vă vom arăta exact cum funcționează lucrurile astea. O să ne jucăm într-un weekend cu Scodița. O să-l avem și pe Cristi lângă să ne ajute. Și o să vă arătăm exact live ce face fiecare lucru de aici și cum poți să, să folosești, cum să folosești device acesta ca să-ți dai exact seama de problemele din sistem. Până data viitoare, când o să vă arătăm și lucrurile de genul ăsta, sunt Mihai de la Renu Garaj.